sistemul, pe cine va susține pentru a intra în turul 2? Având în vedere că Ciolacu e în turul 2. Părerea mea e că o parte a sistemului îl susține pe Ciucă, pentru că este pe logica armata, războiul, Ucraina. Și e cel mai bun candidat al lor, dacă exact. Stăm. Docil, militaros. Da, și este crescut de o parte americanilor. E o poveste mai lungă. E face parte din tabăra lui Iohannis. Iohannis călărește în continuare o parte a sistemului. Deci există o fidelitate, o inerție. O altă parte a sistemului care a fost vehement turbat anti-PSD pe logica Băsescu, Iohannis, Coldea, nu va reuși să... Chioveși, da, pentru că PSD-ul pentru ei este dușmanul suprem. Își dau seama că dacă PSD vine la putere, este groasă pentru ei. De, nu că sunt trași de la putere pe dreapta, ci inclusiv cu consecințe penale. Și atunci vor face tot posibilul să facă la fel cum au făcut și cu Băsescu și cu Iohannis. Să susțină fie pe Ciucă, fie pe Lasconi. Fie pe Ciucă, fie pe Lasconi. În niciun caz pe Simion. Și avem reprezentanții societății civile care... ei vin de, mai degrabă apar o dată la 4 ani și îți dau cu, adică nu mai au nicio putere. A, nu zic de ea. Dar care? Nu, mă gândeam la partidele mai civile decât partidele anti-PSD. Am înțeles. PSD-ul, care are o bază politică mult mai bine definită, și AURU, care și el are o bază politică mult mai bine definită, mult mai civilă, este consecința unei emulații de autohtonism, de suveranism, și care atunci relația AUR cu sistemul este una, hai să nu spunem ostilă, dar aproape ostilă. Dar spune-mi, te rog, Joana, chiar dacă rămâne undeva la 15-17% și ar fi după primii doi candidați, după primii cei doi care au intrat în turul 2, n-ar avea un cuvânt important de spus în turul 2 al alegerilor prezidențiale? E posibil să aibă dacă va rămâne cu 15%. Și e posibil să aibă în cazul în care intră un candidat anti-PSD. Dacă intră Ciolacu cu Lasconi sau Ciolacu cu Ciucă în finală, atunci Joana are un bagaj de votanți anti-PSD și poate să vină către candidatul anti-PSD Ciucă sau Lasconi să le spună: hai să facem o înțelegere, un deal, mă puneți premier, ministru de externe, comisar european, șef intergalactic. Și le recomand, undeva le recomand votanților mei. În ce măsură alegem? Dar dacă iese Simion în turul 2? Arrivederci, da? Bun, spune-mi, te rog, în ce măsură primul tur al alegerilor prezidențiale, în ce măsură acest tur va influența alegerile din 1 decembrie, de Ziua Națională a României, alegerile parlamentare? Evident că le va influența. Cum? Pentru că vom avea un bonus de finalist de tur 2, cel care intră în turul 2, Ciolacu și Simion sau Lasconi sau Ciucă, vor crește partidul respectiv. PSD-ul va primi un bonus de conformism, uite, partidul cel mai puternic, și atunci niște puncte procentuale, nu multe, dar vor primi acolo un soi de Ben Vegan, un efect Ben Vegan. Cum vezi clasamentul? În funcție de primul tur al alegerilor prezidențiale. PSD 30-33%? 33-35%. 35, mai mult. 33. Cu tot cu redistribuire, spui. Nu, înainte de redistribuire. Înainte de redistribuire. Redistribuirea va mai aduce încă vreo... Asta înseamnă un PSD aproape de 40%. Va fi un PSD undeva 37-38. La... 37-38, exact. Nu 40. Nu va fi 40, dar va fi un enorm. 37. În vederea unei majorități, adică... În vederea unei majorități, da, enorm, înseamnă 45% înainte de redistribuire. E adevărat, pe vremea dar lui dacă se apropie de 40, asta înseamnă enorm. Da. Vedem un AUR, părerea mea, care va fi undeva în jur de 20, va fi o luptă simbolică, dacă începe cu 1 sau cu 2, dacă e 19,5. Asta în funcție de intrarea lui Simion în turul 2, că dacă Simion intră în turul 2... În turul 2 poate să fie 22. Da? La AUR, e adevărat. Da, PNL-ul în momentul de față este la 17%, în cazul în care Ciucă intră, e posibil PNL-ul să fie pe locul 2, AUR pe locul 3. Și PNL-ul în momentul de față are o mare problemă, pentru că i-au luat un 25-27% la locale. Da, dar în sondaj în momentul de față au picioarele moi. Cum îți explici asta? E vorba despre Ciucă? Da, foarte probabil este din cauza candidatului Ciucă, un candidat mai slab decât partidul și care a bifat niște
greșeli elementare. Și omul Iohannis, stai o secundă. Plus bolovanul de gât, da, piatra de moară. Care se cheamă Iohannis. Cum a fost Băsescu pentru PD. De ce nu se leapă? De ce nu scot piatra de gât? PNL, Ciucă și așa. Pentru că Iohannis încă mai poate să mai producă dureri și consecințe și cătușe. Unde? Și... Nu, două luni de zile? Da. Bine, poți în 24 de ore, nu despre asta e vorba. Da. Bine, despre asta este vorba. Adică tu crezi că până la sfârșitul, până la primul tur al alegerilor prezidențiale, nu se vor lepăda de Iohannis, PNL și Ciucă? Dar va fi prea târziu. Păi nu, zic, nu se vor lepăda, asta spui. Și dacă se lepădă acum, în septembrie de Iohannis, înceapă să facă referire la greaua moștenire, oricum sunt rizibili, adică cum a stat cu nu mai contează și atunci mai bine nu mai fac deloc. Mai bine nu mai fac și în plus le frică de Iohannis, care Iohannis este o persoană și răzbunător. Am înțeles. Dacă o fac în noiembrie când Iohannis nu mai are ștampila, e prea târziu. Ce mai avem? 2 săptămâni, 3 săptămâni până când sunt alegerile și voi acum v-ați trezit? Trebuia să cât facă chestia asta. Crezi în ideea că Lasconi ar putea să ia locul lui Chioveși până la capăt, așa cum era în toate cercetările tale, și să intre în turul 2 cel puțin, dacă nu să și câștige? Depinde. Există foarte... varianta asta? Este varianta. Diferența dintre candidații anti-PSD este atât de mică, Joana la 15, Ciucă la 13, Lasconi la 12, încât pe baza principiului vaselor comunicante, ce pierde unul câștigă celălalt, și este posibil ca unul să scadă spre 10%, să zicem Joana, sau să zicem Ciucă. Ciucă a avut o perioadă în care a fost la 10%, acum și-a mai revenit un pic, dar nu mult, că de la 10 la 30. Șanse de creștere mai mari are Lasconi? În momentul de față, cele mai mari șanse de creștere le are Lasconi, da. Pentru că USR-ul împreună cu PMP, Forța de Dreapta și Reperul sunt pe undeva pe la 7%. Și cu exact, Crapul. Da, sunt și care e clar un vot non-PNL, da? La fel cum să nu uităm diferența dintre PD și PNL. Exact, la cât sunt la sută? Ei sunt pe la un 17% și foarte aproape de PNL. Foarte aproape de PNL și acum Lasconi este sub acest bazin USR extins pentru că Joana le ia o parte din votanți. Ciucă este sub bazinul PNL pentru că Joana le ia o parte din votanți. Marea necunoscută este Joana. Ce face Joana? Rezistă la 15%? Se duce spre 10%? Cu cât scade unul, crește, e ca în balanța aia, cum copiii în parc care se joacă, cum îi zice? Balansor. Balansor, da, în sus, în jos. Și atunci scade Joana, poate să crească Lasconi sau Ciucă. Deci există șanse? E foarte strâns. Există șanse ca Lasconi să intre în turul 2, da? În momentul de față nu știm cu cine va intra Ciolacu în turul. Când vom ști? 1 noiembrie? Nu, nici măcar atunci. Nu. Păi, pe 24 sunt alegerile, noiembrie. Te pe caut 20... eu după alegeri sau cum facem? Da, pe 25 eventuale spun cine. Te caut eu pe 1 ianuarie și îmi spui. Marius, te caut de Revelion. Niciodată atât de da, strâns. E adevărat, da. Dacă mă întrebai în 2019 cine câștigă alegerile, îți spuneam, Marius, știu de 2 ani de zile, Iohannis. Ah. Okay. Băi, sunt plictisit deja, nu mai da, ce plictisea, nu mă mai căuta, da, nu mă plictisești, da. Da, deci Iohannis, indiferent cu Dragnea, cu Dăncilă, dacă să... m-ai întrebat cu ăsta, cum îl cheamă, cu Nicușor Dan, ți-am spus din decembrie, ți-am spus cu 6 luni înainte. Da, dar trebuie să recunosc că m-ai enervat cu chestia asta și o vreme nu te-am mai căutat, că adică erai prea sigur pe tine și pe mine mă enervează ăștia prea sigur pe ei, mai ales când era vorba despre Nicușor. Mi-ai zis cu 6 luni înainte. De fapt, mi-ai zis de când au retras-o pe Gabi Firea. Exact. Că atunci exact. S-au știut, s-au fost lucrurile. Da. Eu n-am înțeles care a fost chestiunea cu profesorul Căstoiu, sincer. Aia a fost o bălmăjeală exemplară. Dar de ce? Dar crezi că dacă lăsa până la capăt avea șanse? Absolut niciuna. N-avea, nu? Absolut niciuna. Nu știi butada aia biblică, când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva mai întâi ia mințile? Ai auzit de efectul PNCCD care i-a luat Dumnezeu mințile? Eram aici, acum, adică. Exact, și așa a dispărut. Să facă, da, să și PNL joacă într-un fel cartea asta, părerea mea, într-un fel. Mai mult sau mai puțin, poate nu vorbim despre dispariția PNL, dar... Nu e dispariție, dar clar că va fi, e pe acolo. Va fi aproape o egalitate între PNL și USR. PNL este de domeniul deja al trecutului și USR este de domeniul viitorului în tabăra anti-PSD. Mm-hmm. Înțelegi? Sunt mai buni antipesediști. Mult mai buni, mai pentru puțin... că ăștia sunt la guvernare, sunt la coaliție. Și și-au pierdut credibilitatea înainte despre de orice. Despre asta este vorba. Și-au pierdut credibilitatea. Bun. Oribil. În turul 2, îl avem pe Ciolacu cu Simion. Ciolacu cu Simion va fi strâns, dar prima șansă o are Ciolacu. În turul 2, îl avem pe Ciolacu, că intră în toate calculele, cu Joana.
strâns, dar prima șansă o are Joana. În mod paradoxal. Da. Deci o să râzi, dar Joana, dintre toți candidații... Dacă intră în turul 2, ar avea... Joana are șansa cea mai mică să intre în turul 2. Dar are șansa cea mai mare să-l bată pe celălalt. Exact. Da, interesant. Da. Lasconi? Este strâns, dar Ciolacu are o șansă ceva mai mare, dar e aproape egalitate. Aha. Deci aici e pe munchie de cuțit. Da. Da. Îți place Lasconi, nu? E un personaj perfect pentru... Abia aștept. Acum, dacă nu mai avem pe Chioveși, cred că Lasconi este soluția cea mai bună, este compromisul cel mai bun, the next best thing. Pentru noi, pentru români, pentru români, țară, da, pentru, să fie bine, pentru univers chiar. Da, da, da. Este, îl avem pe Nicușor Dan. Este ce trebuie și cu ea ar fi deja o împlinire a... Și a sistemului până la urmă. Da, dar eu cred că o să, nu știu, ca să... Dar eu cred că sistemul mai degrabă o va prelua pe Lasconi decât să-l susțină până la capăt pe Ciucă. Părerea mea. Ne repet, nu mai sunt lucrurile cu mâna la chipiu și nu mai sunt, dar eu spun că mai degrabă ar face sistemul asta. Nu, pentru că Lasconi este în logica anti-PSD, anti... În momentul de față, sistemul nu mai este anti-PSD. Nu mai e anti-PSD, dar nu e cu PSD-ul. Și atunci... O parte este anti-PSD, o parte nu mai este anti-PSD. O parte, să spunem, că simpatizează sau agrează sau nu este împotriva PSD-ului. Exact, exact. O mai ales că Marcel Ciolacu s-a arătat destul de... a jucat destul de bine. Da. Și cartea asta a primului ministru și a... ca șef de PSD și a partenerului de coaliție. Adică a jucat foarte bine exact, chestia asta. Da, da, da. Și cu Ciucă? Dacă intră în turul 2, Ciolacu? Este strâns pentru că este un scor PSD-anti-PSD, dar prima șansă o are Ciolacu. Mm. Deci ordinea numerelor de pe tricou în tabăra anti-PSD este Joana, care este peste Ciolacu, Lasconi, care este la egalitate, și Ciucă sub Ciolacu. Deci bătălia cea mai mare este pentru turul 2, iar miza PSD-ului este ca să intre în turul 2 cu Simion. Da, da. Și de departe, ți-am mai spus asta și acum un an de zile, da. Cine este cea mai bună prietenă a sistemului anti-PSD? Lasconi. Nu, Șoșoacă. A, bun. Dar ți-am spus acum un an de zile. Știu, e adevărat, dar este biscorul mic acolo, adică nu e problemă. Este biscorul mic care răstoarnă biscunoiul mare. Deci scorul... ce răstoarnă? Păi, în cazul îl răstoarnă în care... pe... A, uite, și apariția lui Tehreș. Că ziceai că sistemul... Terheș e rezidual. Nu, Terheș este sigur că e rezidual, dar o încercare de a-i lua lui Simion să nu intre în turul 2. O încercare de a-i mai smulge un punct. Păi da, uite, mișcarea asta lui Terheș. Este de logica lui Gușă. Bine, hai că mergem pe logica ta atunci ca să te bat cu propriile arme. Nici ceaiul nu trebuia să-i dați, dar mă rog. Acum dacă vrei, poți să-l scui pe aici. Imediat, după terminarea programului.